Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. De astăzi, creștinii ortodoxi încep postul adormirii Maicii Domnului, care durează până în data de 15 august, când e sărbătorită Sfânta Marie Mare. În această perioadă, credincioșii se abțin de la consumul produselor de origine animală și participă mai des la slujbele bisericii. Creștinii ortodoxi intră de azi în postul Sfintei Marii, care durează până la Marele Praznic închinat Maicii Domnului pe 15 august. Este o perioadă rânduită de Biserica Ortodoxă pentru întoarcerea la pocăință și smerenie, la dragostea pentru Maica Domnului și pentru semenii noștri. Postul Sfintei Marii sau postul Sfântă Mărie a fost rânduit să fie ținut în cinstea Născătoarei de Dumnezeu, care, înainte de adormirea sa, a petrecut în neîncetată rugăciune și post. Timp de 2 săptămâni, până pe 14 august inclusiv, ne înfrânăm trebuind biologice, purificându-ne la trup și spirit. Ne aducem aminte de virtuțile Fecioarei, încercând să ne apropiem de ele prin propriul comportament. Postul adormirii Maicii Domnului precedă praznicul adormirii Preacuratei Fecioare Maria și este mai ușor decât cel al Paștelui, dar mai aspru decât al nașterii Domnului și cel al Sfinților Apostoli. La finalul postului vom sărbători Sfânta Maria Mare pe 15 august. În aceste 2 săptămâni vom sărbători și schimbarea la față din 6 august, praznic cel proslăvește pe Fiul lui Dumnezeu, când Sfinții Părinți au acordat dezlegare la pește, vin și un de lemn. În restul postului se mănâncă ulei și se bea vin numai sâmbăta și duminica, dar a posti nu înseamnă numai abținere de la anumite alimente. Preoții ne îndeamnă să ținem postul Sfintei Marii din dragoste pentru Maica Domnului, cea care ne ajută la nevoi. Astăzi s-au deschis oficial cursurile Academiei de Vară sub genericul Perspective Noi în Didactică, între centrarea pe elev și abordarea prin competențe. Numai puțin de 150 de cadre didactice de la 14 instituții de învățământ superior din întreaga țară și-au anunțat participarea la atelierele Academiei. Proiectul se adresează cadrelor didactice universitare care predau didactica specialității și coordonează practica pedagogică a studenților. Scopul lui este crearea unei rețele naționale de profesioniști în științele educației și promovarea modelelor de bună practică în formarea viitoarelor cadre didactice. Este un prilej prin care pot să schimbe idei, prin care pot să vină cu noi propuneri, inclusiv de schimbarea metodologiilor, a legii, a tipului de formare a cadrelor didactice, pentru că se discută tot timpul de acel modul pedagogic înlocuit cu master didactic sau diverse alte discuții. Este un mod în care pot să pună la punct niște discuții, să vină cu idei, să concretizeze niște aspecte încât să formăm cât mai bine viitorii profesori din țara noastră. În cadrul Academiei de Vară sunt organizate 3 ateliere diferite în funcție de domeniul de competență al didacticienilor participanți. Atelierele se vor desfășura în 2 serii cu câte 75 de participanți. Sperăm ca impactul să fie, în primul rând, productiv. Adică sperăm ca în urma desfășurării acestor cursuri de formare a Academiei de Vară, care se organizează al 2-lea an consecutiv aici și va fi și anul următor, cei care sunt în postura de a învăța niște lucruri să le învețe și să le învețe serios, să le aplice, pentru că învățământul are nevoie de aceste lucruri. Avem specialiști foarte buni în toate domeniile, dar foarte puțin pedagogi. Academia de Vară face parte din proiectul Calitate, Inovare, Comunicare în Sistemul de Formare Continuă a Didacticienilor din Învățământul Superior și este inițiat de Ministerul Educației. Iar polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică împreună cu specialiști din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor au organizat o acțiune ce a avut scopul de a preveni și combate ilegalitățile privind exploatarea, transportul, prelucrarea și comercializarea materialelor lemnoase. Organele abilitate și specialiștii au verificat o societate comercială din municipiul Sebeș care se ocupa cu prelucrarea materialului lemnos. În urma verificărilor s-a constatat că societatea a produs ilegalități în perioada 2011-2012. Aceștia au depozitat aproximativ 700 de metri cub de material lemnos, pe care l-au prelucrat în scopul comercializării. Cu toate că aveau acte necesare pentru aceste acțiuni, specialiștii au descoperit ilegalități mari, societatea comercială nerespectând sistemul internațional de urmărire a materialelor lemnoase. Firmei i-au fost aplicate 2 amenzi în valoare de 14.500 de lei și i-a fost confiscată întreaga cantitate de cherestea, care valora aproximativ 25.000 de lei. Socialdemocrata Mihaela Mih de Heleanu a fost instalată astăzi în funcția de director al Agenției pentru Protecția Mediului Alba. Mihaela Mih de Heleanu a fost numită de ministrul Rovana Plumb prin ordin ministerial.
De profesie jurist, Mihaela Mih Deheleanu a candidat la alegerile locale din partea PSD Alba pentru un post de consilier județean. Până la numirea sa în noua funcție la conducerea Agenției pentru Protecția Mediului Alba, interimatul a fost asigurat de Nicolae Gheorghe, care este de astăzi șef serviciu. La evenimentul festiv prilejuit de instalarea Mihaelei Mih Dehelean au participat politicieni de marcă din cadrul PSD Alba, dar și prefectul Dan Coriolan Simedru. Acesta a sfătuit-o pe noua șefa Agenției pentru Protecția Mediului Alba să lase politica la ușa instituției. Mă bucur că există aici o asistență și invitații dumneavoastră și pe foarte mulți îi cunosc. Mă bucur că dumneavoastră ați avut o activitate până acum prodigioasă și ați reușit să promovați în diverse forme și în diverse instituții. Vreau doar să vă spun că de acum încolo politica este lăsată la ușa instituției. Aici, în această instituție, vă cer să faceți o politică pentru cetățenii județului, așa cum este prevăzută în lege, o politică administrativă, o politică a mediului. Mihaela Mih Dehelean a promis că nu va face decât politica mediului. Evident că voi respecta legea, așa cum am respectat-o și până acum. Deci, sunt colegii mei, am făcut politică până acum, asta este, mi-am invitat toți colegii. Sigur că voi face tot ce stă în putință să fie bine și să fac politica guvernului în teritoriu, cum se spune, pe direcția mediului. Sigur. Florile și șampania au pus punct momentului festiv. Urmează lupta cu poluarea. Un document de excepție este adus în atenția publicului de către Muzeul Național al Unirii în cadrul manifestării Exponatul Lunii. Este vorba despre o diplomă nobiliară semnată de împăratul habsburgic Carol al VI-lea la Viena în anul 1714. Așa cum ne-am obișnuit deja, la începutul fiecărei luni calendaristice, Muzeul Alba Iulian scoate la lumină artefacte și lucrări excepționale aflate în patrimoniul instituției de cultură. Colecția Muzeului Național al Unirii este una extrem de diversă și această piesă, cu valoare excepțională, clasată în categoria tezaur, considerăm că este una din valorile inestimabile ale României și implicite ale Muzeului Național al Unirii. Este expusă în permanență aici la muzeu? Nu, din păcate nu avem un microclimat ca să o putem expune permanent. Piesele de acest gen, cum este și cazul acestei diplome pe pergament, se expun pe durată determinată, pe o durată scurtă. Se fac verificări periodice ale stării de conservare. În luna august, la loc de cinste, chiar la intrarea în muzeu, este așezat un pergament, o diplomă nobiliară din 1714. Prin ce se remarcă această diplomă? Descrieți-ne puțin caracteristicile ei. Este remarcabilă, în primul rând, prin format. Dacă o comparăm cu diplomele emise în Principatul Transilvaniei de dinainte de intrarea în Imperiul Habsburgic și care era o simplă pagină, e adevărat, de mai mari dimensiuni, aceasta este un caiet din 10 coli de pergament, adică foarte mult, cusute pe mijloc în formă de patentă și transformate într-un fel de cărticică, de fapt, într-o broșură care are în plus pentru protecție și foarte frumoase coperți din catifea Vișinie și acesta un simbol al Imperiului și care ar fi trebuit să aibă, în cazul nostru nu mai are, ceea ce este un pic neplăcut, sigilul cu care a fost confirmată. Cei care au fost prezenți la vernisaj au avut ocazia să vadă pe viu de câtă migală și muncă este nevoie pentru a scrie o astfel de diplomă. Dar este o imitație, eu zic că foarte bine reușită, foarte apropiată de tipul de scriere folosit inclusiv în diploma emisă la 1714. O scriere care urmează regulile scriitorilor medievale și care este în primul rând artistică. Nu era o lectură obișnuită, nu era destinată să fie citită, era un act care impunea prin însuși faptul că exista, de aceea adeseori este scris cu cerneală în care este amestecată
praf de aur, este chiar cazul diplomei. Documentul expus astăzi a fost redactat pentru a confirma înnobilarea lui Francisc Iosif Würfel, care primea titlul nobiliar de Reiterfeld. Acesta se remarcase prin serviciile de curier făcute împăratului Iosif I în timpul războiului curuților din 1711. Doar în această lună, cei care trec pragul Muzeului Alba Iulian vor putea să admire diploma și să-i descopere povestea. De asemenea, o prezentare documentată a exponatului puteți urmări zilnic și pe postul nostru de televiziune. Agenții economici din județul Alba pun la dispoziția persoanelor care caută un loc de muncă 112 oferte în diverse domenii de activitate. Potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, în această săptămână cele mai multe posturi sunt anunțate pentru Câmpeni, Alba Iulia și Sebeș. Chiar dacă oferta locurilor de muncă este în această săptămână ceva mai redusă față de perioada de început a verii, în Sebeș sunt scoase la concurs 12 posturi, în Alba Iulia 27 de posturi, iar cea mai mare șansă de angajare o au șomerii din Câmpeni, care au la dispoziție 73 de posturi. Luând în calcul domeniile de activitate, în Alba Iulia se caută 2 zidari, 2 zugravi, 2 dulgheri, 3 masări, 3 confecționeri articole textile, un montator electronic, un casier, un inginer căi ferate, drumuri și poduri, un maestru construcții, un barman și 10 șoferi mașină tonaj mare. În Câmpeni, agenții economici sunt în căutarea a 50 de confecționeri îmbrăcăminte, 20 de muncitori necalificați în industria confecțiilor, 2 dulgheri și un tâmplar. În Sebeș se caută un marochiner, 3 manipulanți mărfuri, 2 cameriste, 2 persoane pentru întreținere pensiune, 2 persoane întreținere bucătărie și 2 amanetari. Pentru mai multe informații, adresați-vă agențiilor teritoriale de ocupare a forței de muncă din fiecare localitate. Consiliul Județean Alba a încheiat o înțelegere de cooperare cu Raionul Ialoveni din Republica Moldova. Acest parteneriat se va axa pe domenii precum comerțul, agricultura și viticultura, educație, știință și sport, cultură, precum și pe politici pentru tineri. Acest acord de colaborare este rezultatul bunelor contracte de la nivelul celor două unități administrativ-teritoriale. Principiile cooperării se bazează pe respect reciproc, interese comune, încredere și egalitate. De asemenea, pe cunoașterea și dezvoltarea valorilor istorice și culturale, pe elaborarea de programe și acțiuni comune, pe schimburi de experiență și cooperare. Inginerul zootehnist Florin Florea, ajutat de tatăl său și de fratele mai mic, a pus la Micești bazele unei moderne ferme de găini nouătoare. Ferma s-a dezvoltat an de an, iar acum familia Florea intenționează să deschidă o altă în satul Berghin. Frații Florea și tatăl lor au început într-un spațiu restrâns, cu mai puține păsări, dar cu profesionalism și ambiții mari. Eu eram anul întâi de facultate, terminasem anul întâi de facultate și tatăl a zis: bine, copile, hai să ne apucăm. Aveam două mașini, o mașină străină, o Dacia și o bicicletă. Am vândut mașina străină, tata a trecut la Dacia, eu am trecut la bicicletă. Și ne-am apucat aici pe teren viran. Nu era absolut nimic aici în urmă cu 10 ani de zile. Am început cu un efectiv de 1000 de păsări și cu un spațiu foarte mic. Ferma s-a dezvoltat an de an și firesc au apărut rezultatele. Practic, această fermă este finalizată, este utilată la cele mai moderne norme. În prezent, eforturile noastre se concentrează pe dezvoltarea unei alte ferme în localitatea Berghin. Un amplu reportaj de la ferma din Micești puteți urmări duminică de la ora 14 în cadrul emisiunii Agricultura în județ. Alimentația la sân este promovată timp de o săptămână la Spitalul Județean de Urgență Alba. Tinerele mame vor fi informate și consiliate asupra alăptării la sân pentru a cunoaște importanța și beneficiile acesteia atât pentru ele cât și pentru copiii lor. Prima dată săptămâna alăptării a fost celebrată în 1992 în Marea Britanie, Franța, Spania și China. De atunci, săptămâna alăptării este sărbătorită în fiecare an, de pe 1 pe 7 august, în peste 170 de țări, pentru a încuraja alăptarea și pentru a îmbunătăți starea de sănătate a bebelușilor din toată lumea. Scopul acestor acțiuni este ca să conștientizăm mămicile, viitoarele mămici, femeile în general, de beneficiile și avantajele alimentației la sân, care avantaje sunt atât pentru copil cât și pentru mame.
La Spitalul Județean de Urgență Alba, asistentele medicale de pe secțiile de obstetrică, ginecologie și nou-născuți, precum și voluntarii ai ONG-urilor Mamele Cetății, vor consilia și sprijini tinerele mămici pentru a porni cu dreptul pe drumul dificil, dar întotdeauna minunat al alăptării. În România, 30% dintre mame alăptează în prima lună și numai 13% dintre ele își mai hrănesc copilul la sân până când acesta împlinește 6 luni. În țările nordice, rata alăptării exclusive este în jur de 90%. Numărul cetățenilor români cu drept de vot provoacă și la această oră multe controverse în taberele celor două grupări politice din România care își dispută puterea. Pentru a clarifica aceste lucruri, Institutul Național de Statistică a dat un comunicat privind situația numărului de votanți, arătând că lista corectă este cea care cuprinde și românii din străinătate. În conformitate cu Constituția României și a legilor electorale în vigoare, guvernul trebuie să asigure exercitarea dreptului la vot tuturor cetățenilor români în vârstă de 18 ani împliniți până în ziua alegerilor inclusiv și cărora nu le-au fost interzise drepturile electorale. Punerea în practică a acestei obligații se realizează prin înscrierea cetățenilor români cu drept de vot în listele electorale permanente pe principiul locului de domiciliu înscris în actele de identitate, indiferent dacă la data desfășurării scrutinului electoral, persoanele respective sunt sau nu prezente pe teritoriul național. Acestea sunt explicațiile aduse de Institutul Național de Statistică. Precizările vin pe fondul controverselor privind validarea referendumului pentru demiterea președintelui. Mai mulți reprezentanți ai USL au susținut în ultimele zile că numărul real al românilor cu drept de vot este mai mic decât cel de pe listele electorale, astfel că prezența la vot ar fi fost de peste 50% din numărul real al cetățenilor cu drept de vot, iar în aceste condiții președintele suspendat ar trebui demis, susțin reprezentanții USL. Și românii din străinătate și-au exercitat dreptul la vot în ziua referendumului. Opțiunea acestora a fost în majoritate pentru demiterea lui Traian Băsescu. Din 73.016 de alegători care s-au prezentat la vot, 57.297 au votat da, în timp ce 15.066 au votat nu. Românii din două țări au votat în proporție de 100% pentru demitere. Este vorba despre 8 români din Etiopia și 5 din Pakistan. În schimb, în Zimbabwe, cei 5 români prezenți la urne au votat varianta nu de pe buletinul de vot. Datele de la Biroul Electoral Central arată că în 12 țări românii au votat în proporție de peste 80% pentru demiterea președintelui. Românii din Bulgaria au votat în majoritate da. Din 331 de votanți, 299 au fost pentru demitere. Topul țărilor în care cei prezenți la urne au pus ștampila pe da este Etiopia 100%, Pakistan 100%, Bulgaria 90,33%, Canada 89,36%, Algeria 88,23%, Brazilia 85,71%, Croația 84,92%, Germania 83,02%, Grecia 83,03% și Coreea de Sud 83,78%. 8,5 milioane de români cu drept de vot s-au prezentat la urne, din care 7,5 milioane au votat pentru demiterea lui Traian Băsescu din funcția de președinte al țării. Concluzionând pe această temă, președintele interimar Crin Antonescu a declarat că Traian Băsescu nu mai are ce căuta la Cotroceni, nu mai este președintele legitim al României. Prima concluzie este că, în fond, Traian Băsescu a fost demis. În formă, așteptăm rezultatele Curții Constituționale. Sper, așa cum speră și 8,5 milioane de cetățeni români, că decizia Curții va da întâietate unor realități, nu unor hârtii, nu unor jocuri aritmetice și unor tertipuri care nu au nimic de a face cu esența democrației, a spus Crin Antonescu. În opinia sa, Curtea Constituțională are de luat o decizie extrem de dificilă, adăugând că, indiferent de decizie, Curtea Constituțională nu trebuie culpabilizată. Un virus care ucide anual jumătate de milion de copii în întreaga lume amenință și bebelușii din România. Rotavirusul, căci despre el vorbim, transformă cât ai clipi o banală joacă într-un chin. Surprinzător sau nu, vaccinul împotriva bolii nu este oferit gratuit de către statul român.
Rotavirusul transformă cât ai clipi o banală joacă într-un chin. Potrivit unui studiu făcut de Societatea Română de Pediatrie, peste jumătate din mamele din România habar nu au de regulile de igienă care ar diminua riscul contractării rotavirusului, răspunzător de enterocolită și nici de vaccinul împotriva lui. Rotavirusul se transmite foarte ușor, mai ales când copilul cu mâinile murdare de la joacă se apucă să mănânce. Odată ajuns în stomac, virusul provoacă diaree și mai departe complicații grave. Medicii de familie recomandă vaccinul, însă el nu este inclus în lista de medicamente gratuite. La farmacie costă în jur de 300 de lei. În întreaga lume mor anual peste 500.000 de copii din cauza rotavirusului. Reprezentantul României la Fondul Monetar Internațional, Mihai Tănăsescu, va prelua începând de astăzi funcția de vicepreședinte al Băncii Europene pentru Investiții. România este astfel reprezentată pentru prima dată la acest nivel în cadrul băncii. Mihai Tănăsescu va face parte din comitetul de management, care va cuprinde un președinte și 8 vicepreședinți și îl va înlocui pe grecul Plutarch Hosszakelaris. Banca Europeană pentru Investiții este instituția financiară a Uniunii Europene, având ca acționar cele 27 de state membre a UE. Consiliul guvernatorilor BEI cuprinde miniștri de finanțe din cele 27 de state membre. După plecarea lui Tănăsescu, postul de reprezentant al României la FMI va fi preluat de directorul de operațiuni al Băncii Naționale a României, Șerban Matei. El a fost numit director al Direcției Operațiuni de Piață în toamna anului 2010, anterior ocupând postul de director adjunct al acestei direcții. A prezentat un plan de reducere a cheltuielilor și de reorganizare a administrației publice locale pentru a evita falimentul Siciliei, după care a demisionat. Vorbim despre președintele regiunii Sicilia, Rafael Lombardo, care și-a dat demisia marțiara după 4 ani de președinție. Guvernatorul insulei din sudul țării a demisionat, respectând astfel promisiunea pe care i-a făcut-o premierului Mario Monti la întâlnirea de la Roma din 24 iulie. Rafael Lombardo și-a dat demisia pe 31 iulie și a anunțat că alegerile regionale din Sicilia se vor desfășura pe 28 și 29 octombrie 2012. Lombardo, politician de centru-dreapta acuzat de clientelism și de colaborare cu mafia de parchetul din Palermo, a declarat însă că nu este adevărat că Sicilia nu are conturile în ordine și că regiunea are un buget stabil și finanțe sustenabile. Totuși, regiunea se confruntă în această perioadă cu o lipsă acută de lichiditate care i-a făcut pe comentatorii politici din Italia să spună că Sicilia poate deveni Grecia Italiei. Romii din România s-au făcut remarcați și în Norvegia. Astfel, după ce au populat ilegal străzile din Oslo, stând cu mâna întinsă, acum au ajuns subiect de discuție pentru politicienii și cetățenii norvegieni. Aceștia se gândesc chiar la expulzarea romilor. Au plecat din România pentru a-și găsi un rost în Norvegia, spun majoritatea romilor care acum, împotriva voinței lor sau nu, sunt cunoscuți ca fiind cei care stau și întind mâna. Majoritatea locatarilor taberelor de rom cerșesc, iar dacă sunt întrebați ce caută în Norvegia, răspunsul e bine cunoscut. Din sărăcie să facem un ban, că în România e sărăcie. Norvegienii sunt nemulțumiți de invazia cerșetorilor din România, iar politicienii caută cele mai categorice soluții. Există chiar și un proiect de lege care interzice cerșetoria. Recent, un partid din coaliția de guvernare a cerut ieșirea Norvegiei din Schengen. A explicat că e cea mai bună soluție pentru a împiedica venirea romilor din România. EMAG, cel mai mare jucător din retaliul electronic online românesc, a fost cumpărat în proporție de 70% de compania sud-africană Naspers. După această tranzacție, EMAG se va extinde pe principalele piețe din estul Europei, un prim pas fiind făcut anul acesta prin intrarea în Bulgaria, urmând ca în scurt timp să se demareze noi operațiuni pe alte piețe mari din regiune. Un oficial din Naspers a declarat pentru publicația Wall Street că negocierile au început încă din toamna anului 2011, iar tranzacția a fost finalizată la sfârșitul săptămânii trecute. Practic, Naspers va deține 70% din acțiuni, Iulian Stanciu 21,6%, iar Radu Apostolescu, singurul acționar care a fost implicat și la lansarea IMAG, 8,4%. Datele de acționariat nu au fost modificate încă și la Registrul Comerțului. Acționarii Dante International, compania care deține IMAG, fiind Asesoft Distribution, Radu Apostolescu și Asesoft Web. Conform Ministerului de Finanțe, IMAG a avut anul trecut o cifră de afaceri de circa 145 de milioane de euro și un profit net de circa 1,2 milioane de euro. Compania avea un număr mediu de circa 340 de angajați și deține un portofoliu de peste 60.000 de produse dezvoltate de 400 de branduri internaționale.
A dus zâmbete pe chipul a mii de români. Acum a venit timpul ca și el să fie răsplătit. Actorul, regizorul, scriitorul și caricaturistul Horațiu Mălăele va primi o stea pe Alea Celebrităților Walk of Fame din capitală. Ceremonia de decernare va avea loc joi în prezența partenerilor de scenă și a prietenilor săi. Horațiu Mălăele este actor de teatru și film, regizor, caricaturist, pictor și scriitor român. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale în 1975 la clasa profesorului Octavian Cotescu cu rolul Ferdinand din Pălăria Florentină de Eugen Labiș. În 1975 și-a început cariera de actor la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, ca apoi să ajungă în București după anii 1980 la Teatrul Notara, Teatrul Odeon, Național, Bulan, Teatrul de Comedie și Teatrul Metropolis, excelând în numeroase roluri de dramă și comedie. La ceremonia de decernare a stelei va participa și primarul general al capitalei Sorin Oprescu, care îi va înmâna actorului Horațiu Mălăele placheta Bucureștiului. Președintele Ugandei a cerut populației să evite orice contact fizic, inclusiv să se sărute sau să dea mâna pentru a evita răspândirea virusului Ebola, care se presupune că a provocat moartea a 14 persoane în ultimele săptămâni. Boala provocată de virus nu are leac și nici nu există un vaccin pentru prevenirea ei. Unele tulpini pot provoca moartea a 90% din cei infectați în câteva zile. Epidemia a izbucnit în districtul Kibale, la aproximativ 200 de kilometri de capitala ugandeză Kampala și la aproximativ 50 de kilometri de frontiera cu Republica Democratică Congo. Locuitorii din Uganda s-au speriat atât de tare de Ebola, încât rezidenții din provincia Kibale, acolo unde a izbucnit epidemia, au dat buzna în spitale. Președintele statului a încercat să calmeze spiritele în cadrul unui discurs televizat, spunându-le ugandezilor că oficialii încearcă să restrângă area de răspândire a virusului. Febra hemoragică Ebola, extrem de contagioasă, antrenează un nivel de 50 până la 90% de decese în rândul bolnavilor. Nu există tratament, iar medicii pot doar să lupte împotriva simptomelor prin rehidratarea bolnavilor. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la sport! Două antrenamente, atât au avut uniriștii de când s-au reunit, iar astăzi vor susține un meci amical în compania echipei FCM Târgu Mureș. Este bine că s-a adăugat încă o săptămână perioadei de pregătire pentru Liga a doua, deoarece Stelian German poate să testeze cât mai mulți jucători. Cu toate că echipa s-a reunit, nu înseamnă că au dispărut problemele. Stelian German este de apreciat deoarece nu a lăsat echipa. Acesta dorește continuitate la fel ca întreaga conducere administrativă a clubului Alba Iulian. Mulți jucători au renunțat, fapt ce creează o situație, dacă nu imposibilă, foarte dificilă pentru un antrenor. Pentru mine este foarte dificil. Anul trecut, dacă ținem cont și de anul trecut, și am avut un lot bun din cauza situației financiare. Am reușit în prima parte să avem un parcurs bun turul. Și returul ne-a afectat, pentru că știți cum e să lucrezi o perioadă destul de lungă fără să fii susținut financiar după ce te pregătești, după ce ai meciuri în picioare. După amicalul de astăzi, Unirea va mai susține și sâmbătă un test de verificare împotriva echipei de Liga a 4-a, Performanța Ighiu. Meciul se va disputa pe stadionul Cetate. Stelian German are la dispoziție aproximativ o lună pentru a alege un lot cu care să putem spera la rămânerea în a doua ligă. Cu siguranță, un eventual plus financiar venit din transferul sau alte surse ar fi benefic echipei, care mai poate contacta și alți jucători. Astăzi este o zi mare pentru întreg fotbalul Alba Iulian. Nicușor Stanciu, jucător al Vaslui, va debuta în cupele europene, mai exact în preliminarele UEFA Champions League. Fostul mijlocaș unerist este anunțat titular în partida pe care FC Vaslui o va disputa pe seară în compania formației din Istanbul, Fenerbahce. Cu siguranță meciul va fi unul disputat, având în vedere vacarmul pe care îl produc zecile de mii de fani ai echipei turcești.
După plecarea lui Ada Ilton de la FC Vaslui, Nicușor Stanciu a arestat tricoul cu numărul 10 și a dat dovadă că îl merită. Cu toate că nu era sigur de postul său în primul 11 după plecarea brazilianului, Stanciu a devenit om de bază după ce Wesley a părăsit echipa moldoveană. La cei 19 ani ai săi, Nicușor va debuta în cupele europene și nu în orice meci. Partida care se va juca pe seară contează foarte mult atât pentru echipa din Moldova, cât și pentru întreaga suflare fotbalistică românească. Și cum sportul este un ambasador, Nicușor Stanciu este un bun exemplu pentru tinerii jucători care visează să joace la echipe de top ale României și ale Europei. Și nu numai pentru jucătorii tineri, ci pentru întreg județul nostru. Avem un alb-eolian în Champions League cu care trebuie să ne mândrim că poartă steagul județului în astfel de competiții importante. Și Stanciu nu este singurul alb-eolian care joacă în Champions League, Mihai Mincă fiind component al lotului echipei campioane CFR Cluj pentru meciul din preliminare cu Slovan Liberec. România a ajuns la un număr de 5 medalii într-un timp relativ scurt la Jocurile Olimpice din Londra. Într-adevăr, se putea și mai bine după ce am avut speranțe mari în fetele de la scrimă, însă putem fi mulțumiți. Ultimele două medalii au venit de la gimnastică pe echipe și de la un tânăr român la proba de haltere. Toată lumea a stat aseară cu sufletul la gură când fetele au concurat la proba de gimnastică pe echipe. Poate dacă erau numai 3 aparate, medalia obținută putea fi mai strălucitoare. Paralelele au fost cele care ne-au făcut să alunecăm de pe argint și să cădem pe bronz. Un bronz care a dus satisfacție în rândul suporterilor, însă antrenorii Belu și Bitang aveau așteptări mai mari. Cu această medalie cucerită, echipa de gimnastică a României reușește să rămână pe podium la Jocurile Olimpice de 36 de ani încoace. Este a noua ediție consecutivă când România, prin evoluțiile fetelor de la gimnastică, rămâne în primele 3 locuri la proba pe echipe. Un record absolut care cu siguranță va fi greu de egalat sau depășit. Fetele mai au șansă să obțină medaliile individual compus. A doua medalie este tot una de bronz. A fost obținută de halterofilul Răzvan Martin. Sportivul de doar 20 de ani a adus prima medalie a României la haltere după 16 ani. Avea doar 4 ani când Nicu Vlad aducea ultima medalie pentru halterele românești la Olimpiadă. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți în continuare alături de Alba TV. Vremea se menține instabilă în cea mai mare parte a țării și se va manifesta prin înorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La Alba Iulia și Sebeș vor fi 24 de grade, 23 de grade la Aiud, 22 de grade la Blaj și 20 de grade Celsius la Câmpeni. La noapte se vor înregistra 18 grade la Alba Iulia și Aiud, 19 grade la Sebeș, 17 grade la Blaj și 15 grade la Câmpeni. Mâine vremea va deveni călduroasă, cerul va fi variabil cu unele înorări și pe arii restrânse ploi slabe de scurtă durată în zona de munte. Temperaturile maxime vor marca o creștere ușoară și vor fi cuprinse între 29 și 36 de grade, iar cele minime se vor situa între 10 grade în depresiuni și 25 de grade Celsius. Vor fi 34 de grade la Alba Iulia și Sebeș, 33 de grade la Aiud și Blaj și 30-31 de grade Celsius la Câmpeni. Poi mâine vremea se va menține călduroasă, cerul va fi variabil cu unele înorări în zona de munte, unde trecător vor fi ploi slabe și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 36 de grade, iar cele minime se vor situa între 10 grade și 25 de grade Celsius.